Haideți să deschidem acum cuvântul. În Evanghelia după Ioan, pe care o lecturăm împreună alături de alte părți din Scriptură, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 10. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 10. Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Ienon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi și vă sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și-a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Până aici. Este un capitol cunoscut. Este un capitol care ne vorbește despre trebuința nașterii de sus. Apropo, în pasajul acesta pe care noi l-am lecturat împreună, este acest cuvânt trebuie de trei ori.
Odată se adresează păcătosului, lui Nicodim și prin extensie tuturor oamenilor. Trebuie să vă nașteți din nou. Este apoi un alt cuvânt, trebuie. Fiul omului trebuie să fie înălțat, versetul 14. Și nu în ultimul rând, un trebuie pentru slujitorul lui Dumnezeu. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ce puternică este Scriptura și în vremea aceasta în care cuvântul lui Dumnezeu este luat aleator, este luat ca o variantă, ca o alegere, ca o opțiune, Scriptura vorbește cu atâta putere despre acest trebuie. Trebuie să ne naștem din nou. Domnul Iisus a trebuit să fie înălțat ca să poată să mântuiască și credinciosul, eu, tu, fiecare din noi, trebuie ca noi să ne micșorăm și El să crească. Poate că îmi vine în minte acum, este o extensie a cuvântului trebuie să vă nașteți din nou. După ce am fost născuți din nou, trebuie ca această naștere de sus să se manifeste în viața noastră în creștere și trebuie ca omul cel vechi, ca eu, ca tu, ca euul nostru, să coboare până la dispariție. Trebuie ca el să crească, să crească cel care s-a născut în noi. Acesta este rostul. Dar, privind un pic spre această împrejurare, spuneam noi altă dată despre niște pași, acest al 15-lea pas de la coborârea din glorie și până la ajungerea la Ierusalim a Domnului Iisus. Și dacă este vorba de Ierusalim, nu mai reluăm acum pașii, deși ar fi bine să încercăm să, atât cât putem, să putem merge pe urmele pașilor lui în timpul vieții zilelor sale pământești, pentru că preocuparea aceasta cu el aduce în viața noastră asemănarea cu el, lepădarea de noi înșine, creșterea lui în viața noastră, schimbarea vieții noastre după chipul și asemănarea lui. Cel puțin de 3 ori, privind un pic în Scriptură, este acest drum al lui la Ierusalim. Este odată la Ierusalim, la 40 de zile, pleacă împreună cu Sfinții Părinți, știm că acolo se întâlnește cu Simeon, este acolo acea revelație a ceea ce este acest prunc. Este apoi la 12 ani, în care acest minunat băiat Iisus rămâne la templu, este căutat cu asiduitate, cu îngrijorare, cu ce disperare trebuie să fi fost pe Sfinții Părinți și stupoare este găsit nu pe drumuri, nu în cine știe ce anturaje, ci este găsit în casa tatălui său și mai mult decât atât, este regăsit în cele ale tatălui său. De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu. Apropo, un alt trebuie. Trebuie atunci când te naști din nou și poate că ai o zi sau două sau un an de experiență cu Dumnezeu, trebuie după 12 ani, dacă ar fi să mergem pe urmele acestea spirituale, trebuie să rămânem, trebuie să creștem în cele veșnice. Ce mare lucru ar fi ca față de această presiune psihologică, omenească, firească, pe care o trăim permanent. Dacă ar fi acum să facem un sondaj de opinie, ne-a fost greu să ne concentrăm în dimineața aceasta. A fost cineva atât de atras de cel răstignit, atât de atras de cuvintele celui răstignit, încât pur și simplu a evadat, a plecat din locul acesta într-un mod fizic și a trăit această umblare pe urmele pașilor lui. Câtă luptă a credinței este de fiecare dată când este vorba să-l urmăm pe el, inclusiv la frângerea pâinii. Dar
asta. Spuneam despre această împrejurare. Acest al 15-lea pas este acum aici la sărbătoarea Paștelui și face curățenie în templu, prima curățenie, și aceste minuni pe care le face cu atâta dărnicie și cu atâtea larghețe în mijlocul poporului, îl aduce pe omul acesta credincios în felul iudeilor pe Nicodim, îl aduce atât de aproape și urmează prima această experiență pe care aș vrea să o notăm noi. Știm, vorbește la plural, vorbește nu doar în numele Lui. Mai erau și alții împreună cu El, căutători de Hristos, căutători de mântuire. Știm, noi știm că ești un învățător, după o traducere mai exactă, că ești învățător venit de la Dumnezeu, sau că ești învățătorul, unul singur, venit de la Dumnezeu. Apropo de bombardamentul acesta la toate nivelurile în această societate bolnavă, avem nevoie de învățătorul. În simplitate, cât mai mult posibil să ne expunem cuvintelor auzite, fie pe casete, fie pe discuri, fie citit, cuvântul, mereu cuvântul care să poată să șteargă toate ale noastre, deșertăciunile noastre, obiceiurile noastre, mentalitatea noastră, și să ne putem expune noi și copiii noștri acestui cuvânt veșnic și, prin extensie, acestui învățător care ne învață prin acest cuvânt veșnic pe care îl avem. Ce-ar fi dacă acasă am asculta o dată, de două ori, de 10 ori Evanghelia după Ioan înregistrată, sau dacă nu avem, ce-ar fi dacă am citi, până când cuvântul lui Dumnezeu reușește în sfârșit să penetreze ființa noastră și să trăim acel îndemn al Scripturii din Iacov: primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Spuneam despre această împrejurare și despre acest dialog, nu-l reluăm. Cuvântul Domnului Iisus trebuie să vă nașteți din nou. Și spuneam noi altă dată despre această dramă umană, să o iei de la început, să nu fie nimica bun, să nu fie nimica pentru cer, să nu fie nimic pentru Dumnezeu, să fii atât de credincios, să fii și învățător al lui Israel, să fii și un om moral, să fii și un om integru, să fii un om deosebit și să ți se spună: îmi pare rău, n-are nimic valoare. Este cumplit. Gândiți-vă în lucrurile acestea firești, ce greu este să o iei de la început. Dacă e vorba de un serviciu, dacă e vorba de o casă, dacă e vorba de orice altceva, zice, nu e bun de la început. Un tratament greșit sau alte lucruri. Lui Nicodim se spun, noi citim așa repede, dar nu ne dăm seama ce trebuie să fi fost pentru Nicodim aceste cuvinte. Nicodim, îmi pare rău. Este vorba de altceva. Ne gândim și noi, și o spun în trecere, ce mult ne doare, mai ales cu cât îmbătrânim, să ne uităm la copiii noștri și să vedem în ei, pe ale noastre, greșelile noastre, păcatele noastre, neizbăvirile noastre. Ce mult ar trebui să ne smerim față de copiii noștri, pentru că au luat de la noi și alții vor lua de la ei. Am transmis cu atâta fidelitate păcatul, mândria noastră, orgoliile noastre. Noi îi acuzăm pe ei, ar trebui să ne acuzăm în primul rând pe noi. Invidiile noastre, răutățile noastre, lăcomiile noastre, și cine poate vreodată să umple această listă? Asta este prin nașterea de jos. Și mă uit aici și văd o grămadă de părinți, începând cu mine, cât de mult ar trebui să ne smerim. Și cât de mult ar trebui să ne pocăim noi întâi și apoi să ne rugăm și pentru pocăința lor. Asta este ce am putut să transmitem prin nașterea de jos. Și uitați-vă ce se poate transmite prin nașterea de sus. Minimalizăm, ne-am obișnuit cu nașterea de sus, nașterea din Dumnezeu. Născuți nu din voia firilor,
nici din voia vreunui om, născuți din Dumnezeu, născuți prin învierea lui Iisus Hristos, cum zice apostolul Petru. Cât de mult minimalizăm faptul că această naștere este reală și, atenție, nu-i vedem rezultatele spectaculoase pentru că ne-am oprit doar la naștere, nu și la creștere. Este o luptă pe viață și pe moarte între tiranul acesta dinăuntru, care urăște pe cel întâi născut, pe cel proaspăt născut, Ismaelul acesta, care dacă ar putea l-ar subruma pe Isaac, pe cel născut de curând. Este această luptă. Și Ioan, omul acesta credincios, ne învață, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. O să revenim asupra acestui lucru repede, revenind la această împrejurare și la acest cuvânt al Domnului Iisus: trebuie, nu se poate, Nicodim. Nimic din ce ești, nimic din ce spui, nimic din ce cunoști, nimic din ale tale, îmi pare rău, nimic, n-am nevoie de nimic, poți să le arunci pe toate. Ce smerire, ce umilință! Și cred că și noi, fraților, de câte ori trebuie să o luăm de la capăt? Nu să ne mai naștem odată, că cei care am trăit mântuirea lui Dumnezeu, dar să o luăm de la capăt în sensul să renunțăm la ale noastre și să lăsăm doar harul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Nu să lucreze mult, nu să lucreze spectaculos, nu să lucreze peste noapte, să lucreze în fiecare zi, așa cum creșterea aceasta biologică este în fiecare zi, fără să-ți dai seama. Mai este o zi, mai este două, a făcut o săptămână, a făcut o lună, a făcut un an și crește. Nenorocirea este că cu creșterea biologică crește în copilașul ăsta drăgălaș și păcatul. Și tot crește. Asta este tragedia. Revenind, drama aceasta prin care trece Nicodim. Se pare că și-o însușește. Scriptura doar spune ce a spus el. Cine? Domnul Iisus. Urmările le-am putea întrezări în capitolul 7. Se pare că acest om l-a cunoscut pe Domnul Iisus, a cunoscut nașterea din nou. În capitolul 7 este omul care răspunde cu timiditate, dar răspunde la provocarea aceea. A crezut în el vreunul din mai marii noștri? Și urmează, într-un mod timid, Nicodim să spună adevărul, încercând să-l apere pe Domnul Iisus. Iar apoi, în momentul acela de sfârșit, de final, când Domnul Iisus este pus într-un mormânt, vine pur și simplu la mormânt cu acea cantitate mare de smirnă, de toate acele miresme, ca Domnul Iisus să fie îmbălsămat. Este atitudinea lui Nicodim și Scriptura îl notează de fiecare dată, cum remarcam noi, cel care a venit la Iisus noaptea. Și dincolo de atâtea, mă rog, încercări ale noastre de a comenta această expresie, m-aș gândi, cel care a venit la Iisus noaptea, aș lua-o și într-un sens duhovnicesc. Trebuie să venim la El când este noapte, când suntem conștienți că este noapte. Când suntem în noapte, avem nevoie, în contextul pe care o să-l vedem, de lumină. Și pentru aceasta trebuie să simțim această putere a întunericului nostru, a falimentului nostru, a deznădejdii noastre, a îngrijorărilor noastre, a căderilor noastre. Noapte. Pentru ca să se împlinească cuvântul acela din a doua Corinteni: Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Avem și noi nopțile noastre, nu nopți biologice, nu nopți, astronomice, nopțile noastre. Și de ce să nu recunoaștem inclusiv momentele prin care trecem ca frățietate? Suntem în noapte. Asta ne face să ne smerim și să venim la Iisus. Doamne, sunt în noapte.
în noapte, poate în relația mea cu tine, lucrurile nu funcționează, n-am părtășie cu tine, nu te iubesc din toată inima. Doamne, sunt în noapte. În noapte, poate în relațiile de familie, în relațiile cu copiii, în noapte, în relațiile noastre frățești, a venit la Iisus noaptea. A venit la Iisus noaptea, pentru ca să se întâmple un cuvânt care s-a întâmplat armatei lui Ioab. Li s-au revărsat zorile în Hebron. Despre cei care luptau pentru o cauză pierdută, acesta era Abner și tinerii lui, se spune despre ei că au plecat și au mers și au mers și au mers și nu se mai spune nimica. Despre armata lui Ioab, măcar că Ioab era un om atât de neplăcut, dar lupta pentru o cauză bună, era cauza lui David. Și pentru că lupta pentru cauza lui David, cauza împăratului, a omului după inima lui Dumnezeu, repet această făgăduință și această încurajare, li s-au revărsat zorile în Hebron. Dar suntem în noapte și dintr-un punct de vedere al realității acestea spirituale în lumea aceasta, și mai este puțină, foarte puțină vreme până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Străjerule, mai este mult din noapte. Se apropie ziua și este încă noapte. Noaptea este pericol să dormim. Omul acesta a ales ca noaptea să se ducă la Domnul Iisus. Avem nevoie să mergem la El. Chiar dacă suntem credincioși de 20 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani, mai abitir, ar trebui să mergem la El. Vrei să mergi la El, frate, soro, să stai de vorbă cu El, în singurătate, în inima ta, în metrou, la serviciu, printre socoteli, în momente de pauză, în loc să ne zboare gândurile în toate direcțiile, la copii, la necazuri, la sărăcie, la datorii, la bancă, la credite, la Iisus. Asta a făcut omul acesta, ce bine că s-a dus, pentru că s-a dus, uite, citind și noi acum despre nașterea de sus. Observați cum este Scriptura. Toate descoperirile, toate adevărurile mari ale Scripturii sunt ocazionate de cei care au nevoie. Avem nevoie. Nevoia mea, dacă mă duc la ea cu El, la Domnul Iisus cu această nevoie, această nevoie împlinită poate fi o binecuvântare pentru cel de lângă mine. Așa cum un medicament, dacă l-ai luat și te-ai vindecat, poate să fie apoi un medicament care să vindece o grămadă de bolnavi. Mi-a atras atenția în această discuție, nu mai reluăm lucrurile și nu vreau să bătătorim. Expresia aceasta a Domnului Iisus din versetul 11, adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Primul care începe este Nicodim, noi știm despre tine, noi. Când începe să vorbească Domnul Iisus, lucrurile se schimbă, noi, alți noi, noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Este nevoie de un dialog și este nevoie de un dialog cu El, și chiar dacă dialogul este mustrător, aș fi vrut să subliniez în acest text schimbarea acestui pronume personal de la întâia plural, noi, noi oamenii, noi, adică eu Nicodim și cei care sunt cu mine. Și în dialogul acesta cu Domnul Iisus lucrurile se schimbă. Noi devenim voi pentru că El stă să vorbească cu noi. Ce spunem noi Lui sunt nepriceperile noastre. Ce ne spune El nouă?
Aceasta este esențialul. De aici vine mântuirea, de aici vine revelația, de aici vine adevărul, de aici vine pocăința, de aici vine smerirea, de aici vine schimbarea. Eu mă apuc să stau de vorbă cu El și este important să aud ce îmi spune El mie. Ce îi spun eu Lui sunt de ale mele. Nepriceperi, căderi, faliment, descurajare. Când o să trăim și noi acest dialog, să spună El noi? Noi. Care noi? El și ucenicii? Probabil. Noi. Care noi? Probabil El și Tatăl? Probabil noi. Avem nevoie de mărturii. Trăim viața la întâia singular. Eu, tu. Dar este nevoie și de noi. Aveți pe noi. Aveți între frați și între surori legături de inimă. Noi. Noi. Eu și sora. Eu și surorile. Eu și frații, frații și cu mine, noi. Sau plecăm de aici fiecare și ne ducem, fiecare cu durerea noastră. Avem acasă poate o soție necredincioasă, un soț necredincios, copii care ne necăjesc, ne ducem, plecăm, apăsați, singuri. Aici am învățat noi. Dar dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Ce greu este să pătrundem aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Probabil spunea un comentator că nașterea este de sus, dar se întâmplă jos. Nașterea de sus nu se întâmplă sus. Nașterea de sus se întâmplă jos. Aici putem fi născuți din nou. Sus sunt doar efectele. Sus sunt copiii lui Dumnezeu. Aici trebuie să se întâmple această minune. Pe teritoriul acesta neprimitor, neajutător, pe teritoriul acesta ostil, nașterea de sus care se petrece jos. Acesta e doar începutul. Și spunea Domnul Iisus, încercând să-i spună lui Nicodim, și credem că este un act al suveraneității lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie! Și apoi, ca să poată să ajute, Domnul Iisus spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. În Luca capitolul 9 se spune, trebuie să pătimească. Și aici aș face o paranteză. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie să ni se schimbe gândirea. Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Viața de credință este o viață cu trebuie. Nu ne place, este cu poruncă. Trebuie. Dar ceea ce ne încurajează foarte tare este că înainte de trebuie al nostru, este trebuie al Lui. Dacă trebuia să începem noi cu trebuie, eram pierduți pentru totdeauna. Trebuie să fie înălțat Fiul omului. Este imaginea aceea, este ilustrația aceasta pe care o ia Domnul Iisus, este foarte interesant, este ultima răzvrătirea poporului înainte de intrarea în țara făgăduinței. Ultima răzvrătire este cu șerpii aceștia. Și soluția magistrală a lui Dumnezeu este nu să te apuci să omori șerpii, nu să găsești niște medicamente pentru otrava șerpilor, ci pur și simplu, fără nicio rațiune, fără nicio explicație, zice, uite, să vă uitați la un șarpe de bronz și lucrurile se rezolvă. Ce se rezolvă? Zice, o să trăiți. Dă-ne explicații. E fără explicație. Ce legătură este între un bronz agățat într-o prăjină și o travă de șarpe care te termină și vezi cum mor toți unii după alții. Unii după alții. Ce legătură poate să fie?
Noi explicăm acum și nu e rău, dar nu-i de ajuns, lucrurile rămân fără explicație. Este o minune, o minune. Șarpele înălțat într-o prăjină, șarpele de aramă, șarpele judecat, șarpele condamnat, aceasta trebuie să vedem în Domnul Iisus cel răstignit. Păcatul judecat și condamnat și păcatul făcut fără putere, păcatul nu mai are putere, otrava a băut-o el, zice un cuvânt profetic, uită-te la necazul, la suferința mea, la pelin și la otravă. Otrăvit, otrăvit din pricina noastră, a luat el otrava și pentru că a luat el otrava, toată otrava păcatului și-a pierdut puterea pentru aceia care îl primesc pe el, pe cel înălțat pe cruce, a luat toată otrava. Mă gândesc și pentru noi, ca o aplicație imediată. Firea asta stricată, chiar dacă omul cel vechi a fost răstignit, chiar dacă diavolul a fost învins, firea asta stricată încă mai aruncă o travă. Și ne mai otrăvim și noi. Să fim atenți la limba noastră, să fim atenți la gândurile noastre, să fim atenți la simțămintele noastre, la privirile noastre, la preocupările noastre. Nu mai suntem chemați să purtăm otrava, ci suntem chemați să purtăm binecuvântarea. Nu mai suntem chemați să purtăm blestemul, nici pentru noi, nici pentru copiii noștri, nici pentru cei care, cu care venim în legătură. Suntem purtători ai binecuvântării pentru că s-a consumat acolo, atârnându-l pe lemn, s-a consumat blestemul lui Dumnezeu. Un blestem total. Blestemat șarpele, blestemat păcatul, blestemat în final, aproape că ni se ia respirația, blestemat acela care a fost atârnat pe lemn, ca noi acum să cunoaștem doar binecuvântarea. Firea pământească este blestemată, nu mai băgați în seamă. Este blestemată. Omul cel vechi este blestemat să fie atârnat pe cruce, nu mai trebuie băgat în seamă, nu mai trebuie resuscitat, nu mai trebuie, încercând să vorbesc în termeni de aceștia un pic mai, blestemat. Otrăvit și blestemat, cine? Cel care n-a cunoscut niciun păcat. N-a cunoscut niciun păcat. Cel desăvârșit. Și a fost așa de puternică otrava, încât a murit repede. În 6 ore a murit. Nu era obișnuit. N-avea niciun antrenament. Noi suntem obișnuiți cu otrava. Vorbim de rău, greu ne trece. Suntem răutăcioși, greu ne trece. Suntem obișnuiți cu otrava. Ar trebui să nu mai fim obișnuiți. Ar trebui, așa cum se întâmplă, când apare un păcat în viață, dintr-o dată să simți șocul și să zici, Doamne Iisuse, iartă-mă. Era un frate între noi, spun iarăși, o spun așa mai pe ocolite, care nu era obișnuit cu o travă. Nu bea o travă. Și când s-a dus la cineva să-l facă ca pe o albie de porci, când a venit acasă, locuia în clădirea aceasta. Și a încercat să-i spună soției despre o travă care a primit-o de la celălalt și să fie supărat și necăjit, când s-a apropiat de acest pahar și credea că trebuie să se otrăvească și el cu ceea ce l-o otrăvise celălalt, a zis, Doamne Iisuse, te rog să mă ierți. Dar n-a apucat să bea din otravă. Noi bem și nu mai realizăm că am băut otravă. Otrava invidiei. Câte otrăvuri. Am alunecat spre latura foarte aplicativă. Puteți să mă judecați. Avem nevoie și de asta. O să revenim un pic. Oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și urmează versetul acesta de aur.
care este atât de rutinat și este atât de parcă nu mai are nimic să ne spună. Și cei care s-au îndelenicit mai mult cu textul acesta, spuneam noi altă dată, lăsați-mă să spun iară povestea asta, e tare frumoasă. Vestitul evanghelist Moody la Chicago, venit în Anglia să predice acolo, s-a întâlnit cu un tinerel. Și tinerelul acesta, un pic mai îndrăzneț, a zis, zice, domnule Moody, dacă vin și eu pe la Chicago, pot să spun și eu ceva în biserica dumitale? La care fratele Moody s-a uitat așa, îngăduitor la el, un tânăr, un oarecare. Și a zis, a, da, zice, nicio problemă, dar în sinea lui, ce-ar putea să ne ajute acesta? Și s-a întâmplat surpriza, că totuși a ajuns tinerelul acesta la Chicago. Și când l-a văzut Moody, zice, am venit! Ai venit? Ce complicație! Și a strâns și el stafful, fratele Moody, și le-a zis celor, acum fiți liniștiți, o să zică el ceva și apoi mă ridic eu și rezolv, că ce poate să zică? Și s-a apucat omul acesta, tinerelul acesta, să deschidă cartea Ioan 3:16 și să vorbească cu atâta autoritate și cu atâta pasiune și cu atâta entuziasm despre dragostea lui Dumnezeu, încât fratele Moody a rămas mut și a zis, n-ai putea să vorbești și mâine? Și a vorbit și mâine, și a vorbit și poi mâine, și a vorbit și răspoi mâine, o săptămână întreagă din Ioan 3:16, și notează biografii lui Moody că tinerelul acesta l-a câștigat pe fratele Moody, prin care Domnul mai departe a câștigat milioanele, a fost o cotitură în viața fratelui Moody, stând în fața acestui tinerel care i-a descoperit dragostea lui Dumnezeu. Fraților, nu ne pricepem să vorbim, dar putem fiecare, eu și dumneavoastră, să trăim dragostea lui Dumnezeu. Ea este aceeași, chiar în vremea aceasta, în care totul e de rutină, totul e de obișnuință, totul este formal, superficial. Putem să strigăm fiecare, Doamne, vreau să ajungă dragostea Ta la mine. Vreau să realizez că mă iubești, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar apropo, am mai spus eu o altă pildă și dați-mi voie să o repet, referitor la ceea ce se striga, la ceea ce se striga în tabără. Uitați-vă! Uitați-vă la șarpe, ăsta era cuvântul de ordine. Toți erau terminați pe la cort, prin cort, pe afară din cort. Și a fost o istorie adevărată pe 6 decembrie, parcă așa, prin 1800 și nu știu cât, un tinerel scump de vreo 14 ani, o furtună de zăpadă, trebuia să meargă la biserica clasică unde predica tatăl lui, unde predica bunicul lui. Și pentru că a fost furtună și a fost zăpadă și nu putea să ajungă până acolo, s-a dus aproape de căsuța lui, la o amărâtă de bisericuță, o capelă metodistă, cu câțiva oameni în ea. Și acolo un biet bătrân, îl lipsea și predicatorul că era plecat. Și bietul bătrân a deschis și el Biblia, a citit de undeva din Isaia, parcă, un verset la care îndemnul era aceasta, priviți, uitați-vă. Și tinerelul acesta de vreo 14 ani, într-un colț acolo frământat, pentru că deși avea o descendență așa de, mă rog, de frumoasă, era un om care n-avea siguranța că este mântuit, se avea probleme cu păcatele, nu înțelegea, nu pricepea. Și bătrânelul acesta, tot încercând să spună, nu știa să spună mai nimic, dar repeta mereu versetul, uitați-vă la Iisus, uitați-vă la Iisus. Și uitându-se la tinerelul acesta care era acolo frământat pe bancă, zice, tinere, văd că arăți mizerabil, uită-te la Iisus. Și s-a întâmplat minunea, revelația aceasta a nașterii de sus. S-a uitat tinerelul acesta la Domnul Iisus. Cine credeți că era tinerelul acesta? Era Spurgeon. Nu l-a mântuit tatăl lui, nu l-a mântuit bunicul lui, nu l-a mântuit adunarea aceea extraordinară, l-a mântuit harul lui Dumnezeu printr-un bătrân care zicea doar, uită-te la Iisus.
Acum, oricine putem să facem treaba asta. Apropo, putem să facem și noi treaba asta. Vedem așa că oamenii sunt disperați. Copii, vecini, astea. Uită-te la Domnul Iisus. Nu e nevoie de explicații? Sunt bune, dar nu întotdeauna ajutătoare. E de ajuns minunea aceasta. Asta e minune, să te uiți la El, să crezi în El. Repede de tot, încă câteva cuvinte, fiindcă atât de mult, cineva a numărat cuvintele din acest verset și a constatat că sunt vreo 10. Și cineva a mai numărat cele 10 porunci din Geneza capitolul 1, să fie, să fie, să fie, apropo de creație, tot 10. Și cineva a mai numărat și poruncile de pe muntele Sinai, tot 10. Și aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, tot 10. Interesant. În creație, în legislație și în răscumpărare. Poate despre aceasta, dacă o să mergem un pic la demisol, o să continuăm acolo, Ioan 3 cu 16, care este într-adevăr special, dar aș vrea totuși să spunem ceva despre o problemă cu care am fost și noi confruntați. Lăsați-mă să o spun repede. Toate frământările acestea și toate durerile acestea, între explicațiile pe care le putem avea, este și această situație remarcată aici, între ucenicii lui Ioan și între un iudeu, o spun în trecere, s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire, au venit deci la Ioan și i-au zis, învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Cred că sezizați cât de periculoasă este comparația și de la comparație competiția. Au fost oameni în frățietatea noastră care au încercat să ridice un om, știți despre ceea ce este pe jos. Și au făcut cel mai mare rău. Competiția. Și una din explicațiile tragediei prin care trecem este competiția. Este preocuparea cu omul. Terminați-o odată cu omul. Aș vrea repede de tot să vedem câteva lucruri din Scriptură. De treaba asta n-a scăpat Moise, marele om al lui Dumnezeu. Știți împrejurarea. Haideți să o vedem repede de tot. Eu mi-am notat aici. Este prin Numeri, numeri 11, 26, 30, dacă vreți să mă ascultați, citesc eu. Credeam că deschid mai repede, dar nu mă descurc. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care sluja lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i! Moise i-a răspuns, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul peste ei. Ce magistral a scăpat de șarpele acesta, de mușcătura aceasta. Este apoi împrejurarea aceasta la care ne referim, Ioan, cel mai mare dintre proroci. Uite, aș vrea să spun, tu l-ai botezat pe acela care a venit. Știi ce se întâmplă? El botează mai mulți ucenici decât tine și toată lumea se duce după el. Și Ioan zice, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Cine are mireasă este mire. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez.
Este o împrejurare în viața Domnului Iisus, la fel. Și este o împrejurare în viața lui Pavel, cel puțin patru aceste personalități marcante ale Scripturii, care trec pe drumul acesta periculos. Ce fel de drum periculos? Drumul periculos pe care nu îl inspiră criticii sau vrăjmașii, ci pe care ți-l inspiră prietenii. Să te ferească Dumnezeu de prietenii care te înalță. Să te ferească Dumnezeu de prietenii care coboară pe alții ca să ridice pe alții. De aceea să ne ferim mai degrabă de cei care ne înalță decât de cei care ne coboară. Cei care ne coboară sunt în actualitate, că trebuie să coborâm. Cei care ne înalță, asta e problema. Asta e marea problemă, pentru că El trebuie să fie înălțat, nu noi. S-a făcut 10. Aș fi vrut să vedem așa magistral cum Domnul Iisus, în smerenia Lui copleșitoare, rezolvă problema asta. Toți oamenii se duc la El. Și în ziua de flori, aceeași acuzație a invidioșilor, a vrăjmașilor. Nu vedeți că nu câștigați nimic? Toată lumea se duce după El. Și uitați-vă în același capitol, cu câteva momente mai târziu. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. După ce voi fi înălțat pe o cruce, voi atrage la mine pe toți oamenii. Singurul lucru de care ni se dă voie să atragem este să fie smerenia noastră. Este să fie Domnul Hristos în noi. Celelalte lucruri sunt mușcături de șarpe, sunt o travă care ne pot otrăvi. Facă Domnul ca aceste câteva cuvinte să le punem la inimă din această împrejurare specială din noaptea dintre Nicodim și Domnul Iisus Hristos, și să putem să spunem și noi în final, după ce am primit nașterea din nou, trebuie cu orice preț ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Amin. Amin.